No, salutare tuturor! Haideți că am ieșit la o tură cu Polarisul cu motor de Honda. Da, fac mai mult acest video să vă anunț că m-am hotărât să vând quad-ul. Foarte multă lume mă tot întreba dacă îl vând și de obicei răspunsul era că momentan nu e vânzare. Da, acum au cam venit vremea să-l vând și pe ăsta. Vă motivez mai multe. Motivul principal e că nu prea am eu spațiu să le țin și acum am început să lucrez și la celălalt proiect și ați văzut că lucrez în garajul ăla, garajul în ghilimele, că nici nu e un garaj în toată regula și nu prea am spațiu și dacă l-aș vinde pe ăsta, mi s-ar mai elibera de acolo. Bine, asta e numai unul din motive. Oricum, planul meu era să țin quad-ul cam până în primăvară. M-am gândit că hai că dai de prin niște zăpezi faine și să ies așa un pic iarna, să mă distrez cu el. Dar pe aici, pe la noi, tare, în ultimii ani, tare slab stă treaba cu zăpada. Așa că am scos să-l bag de vânzare, să vedem. Adică, oricum, să văd dacă iau pe el cât de cât ceva. Chiar de gratis nu l-aș da. Și mai bine îl țin și mă mai distrez eu cu el. Să vedem, no, oricum, vă motive sunt mai multe. Una la mână e spațiu. Doi, că acum îs cu proiectul ăla ocupat. De asta nu mai prea am chef, parcă. Asta în principiu e cam gata. Deci ar mai fi pe el de făcut upgrade-uri, așa ca să zic. Cum v-am zis, ar fi să-i pun un disc pe spate de frână, pinion mai mare și lanț. Dar no, astea ar fi upgrade-uri și nu știu, parcă nu mai am așa chef să mă apuc de el, mai ales ca în celălalt proiect. Și place mai mult să mă țin așa de un proiect până îl termin. Îmi place să mă ocup de 100 de chestii. Și asta o stat de vreo 3-4 săptămâni pornit. Și nu prea e foarte ok cu motoarele astea, cu carburatoarele astea, să stea tare mult timp așa nepornite. Se înfundă carburatoarele și apoi ai tot felul de probleme, trebuie să le dai jos, să le desfaci. Motorul ăsta e bine să mai umbli cu el, să-l mai pornești, să-l mai horjești. Și la mine cam stă degeaba. Bă, acum vedeți că am mai modificat un pic treburile pe aici. Bă, cu filtrele alea ce le-am pus eu, merea ATV-ul, dar nu se tura cum trebuie, la turații mari. Deci nu se mai tura ca lumea, ați văzut pe ultimul video. Am încercat să reglez benzina de la carburatoare, mai multe chestii, mai multe variante am încercat eu. Dar nici cum nu au vrut să meargă cum trebuie. Le-am dat jos filtrele și am pus numai ceva plasă din asta. No, asta e una la mână ce am mai modificat. Bă, și apropo, am încercat pompa de benzină și, din păcate, nu mere. Adică mă așteptam să nu meargă. Era cam logic. Dar am zis, hai totuși să o pun. Am vrut să și filmez, dar nu prea aveam ce să filmez. M-am legat două fire și am văzut dacă mere sau nu. Bă, și de mers o mers, dar s-au necat motorietăți banii. Deci s-au necat din numai. Că vă dați seama că pompa aia o legi la 12V. Și ea bagă în continuu la puterea e maximă. Deci bagă într-una și când e turat motorul și când nu-i turat. În schimb, pompița asta de vacuum, asta bagă în funcție de cum turezi tu motorul. Când stă la relantiu, ea bagă foarte puțină benzină. Când e turat la maxim, bagă din ce în ce mai tare, cum ar veni. Și deci cu pompa aia de benzină electrică s-a unecat, că ai atât băgat într-una. Și carburatorile astea nu sunt făcute pentru pompa de benzină electrică. Ați văzut cum e carburatorul pe Piaggio-ul la hexagon? Pe motorul ce o să-l pun eu pe nou proiect. Deci ăla cu pompă de benzină, dar carburatoarele au un fel de traseu de retur. Ele când se umple, gen au de aici un fel de știu și pe acolo coboară benzina înapoi în rezervor. Ca să nu se înnece motorul. Da, în fine, deci varianta aia am scos-o de pe listă. Am mai încercat și pompa cealaltă de vacuum. Aia e o chinezărie nașpa, deși a fost 80 de lei. Asta cred că e o pompiță de scooter. Oricum ar trebui o pompă mai mare aici. Asta cred că e de scooter, dar cred că e ceva original, că altfel nu știu cum ar fi rezistat așa de mult. Că pare destul de veche. Și clar ar trebui schimbată, dar n-am găsit până ceva original ca lumea. Și deci asta mică merge mult mai bine decât chinezăria aia care e mai mare. Aia nici măcar nu ține benzina, asta măcar o ține. Deci oricum treaba cu ATV o știți. În ce stare l-am luat. Ce am schimbat la el, ce am modificat la el.
dacă sunteți cumva noi și vedeți video-ul ăsta pentru prima dată, coadul ăsta pentru prima dată, adică găsiți videoclipurile cu el, dă progresul, ce am făcut, ce n-am făcut, ce am schimbat. No, și cam asta e. Bă, nici nu știu sincer ce preț să-i pun, habar n-am. Scrieți voi în comentarii cât credeți că valorează un coad de genul cu motor de motocicletă. Nu știu, mă gândesc undeva la... Nici nu vreau să exagerez, că nu-i chiar perfect, adică nu-i ceva perfecțiune. Ar mai fi rezolvat problemele alea pe la carburator, filtrul de aer, chestii, pompă de vacuum, ca să meargă perfect. Nu știu, în jur de 1500 de euro. Habar n-am, pe acolo cred că o să-l pun. Apoi văd eu. Mai ales că nici de pomană nu l-aș da. Dacă nu-l pot vinde, îl mai țin, îl mai distrez eu cu el. Da, tare bine ar fi de mi-aș elibera de acolo, că e mare coadul. Mi-a ocupat o grămadă de spațiu. Și cam asta e treaba. Ar fi bine dacă l-aș vinde cu banii de pe el. Numai bine aș investi în alte proiecte. Mai ales că nu-mi place să lucrez la mai multe proiecte odată. Asta în principiu ce am vrut eu să fac pe el am făcut. Mai zice că e un proiect terminat. E normal că ar mai fi multe chestii de făcut pe el ce se pot face, dar mă refer că atât am vrut eu să fac pe el. Atât am vrut să investesc. Și cam asta e. Să mai facă și altcineva mai bine. No, și... Hai, las că mor pe el și să dăm o tură. Bă, în setup-ul ăsta, fără filtrul ăla de benzină, am scos filtrul și merge mult, mult, mult mai bine. Nu se mai neacă, nu mai face figuri de alea să se oprească. Deci mult mai bine merge acum. I-am legat și un bec. Adică becul ăsta din față. No, în fine, oricum. Hai, las că dăm o tură să vedem cum merge. No, hai, dați că m-am echipat și eu. Și să ne urcăm pe coadul ăsta, să vedem. Mere sau nu mere? Bă, așa e un frig acum. E doamne feri. N-are rost să povestim. Ah. Bă, cu pornirea la coadul ăsta e cam lejeră treaba. Azi a fost, nu știu, minus 1. Vedeți că e înghețat încă și acum. Minus 1, minus 2 grade. Da, îi dai șocul și pornește foarte ușor. O, mă. Scoate-mi din viteză. Așa. Altceva. Bă, eu tot am încercat multe variante cu carburatoarele astea și cu filtre și cu pompe și cu prostii. Efectiv, în setup-ul ăsta merge cel mai bine. V-am zis, nu-i nimic perfect pe coadul ăsta și pe motorul ăsta. Carburatoarele poate cândva ar trebui recondiționate, adică să iei garnituri noi și toate chestiile. Filtre de aer gândite altfel, pompă de vacuum, habar n-am. Deci, de-aia și prețul e cu măi, nu vreau să-i pun un preț exagerat. Deci să fie așa treaba după bani. Dar oricum, eu cam ce am văzut, la 1500 de euro, majoritatea coadurilor de pe net sunt chinezării din astea nașpa. Mai găsăm și altceva, într-adevăr, dar nu cu motoare așa de mari și așa de puternice. Nu știu, nu, chiar nu știu cât valorează un coad din ăsta. Nici eu nu știu sincer cât să-l pun, dar m-am gândit că pe acolo, pe la 1500 de euro negociabil și apoi vedea eu. Băi, cu o chestie, dacă sunteți începători, în loc să vă gândiți de 10 ori serios, că ăsta nu e coad de... Nici eu nu mă știu așa de bine pe ATV, dar totuși am cross-ul și s-a obișnuit cu puterea. Deci e monstru, monstru efectiv. Acum să și turează cum trebuie. Deci, e pericol. Acum frigul ăsta mă cam disperă. Oricum o să-l pun pe Olex și o să las un link.
descriere la video. Mă deșmer acum ferească Sfântul. Așa bine nu mers până acum. Bă, deci pe coadul ăsta e frâna numai pe față. Dar ați văzut că am pus plăcuță noi. Prinde foarte bine, te poți băza pe ea. Plus că frâna de motor și blochează roata pe spate. Bă, dacă îmi trage acum, deci încă mă mir și eu că am tot lucrat pe carburatoare și cu filtrele ieri și azi și cu pompa aia de benzină de la mânecat. Acum rup pe toate normele. Hai de capul meu, deci așa încă nu merg până amul. No, cu cât, Doamne, să-l doamne, bă, e de asta nu mai pup. Are el problemele lui, dar efectiv e... Hai pe Doamne, mamă, mai are și becul, mă. Bă, nu vreau să ies, că nu vreau să-l umplu de noroi. Mă, dacă-l vând, mai ales. Oricum trebuie să-l curăț un pic și să-i fac cea poză la Gibol. Oricum, dacă l-aș mai fi ținut, eu i-aș fi schimbat pinionul pe spate, că e exagerat de lungă întâia. Sunt lungi foarte lungi treaptele și nu poți să-i folosești toată puterea. Deci asta e a treia. Deci cu cât dau neprins cu a treia, mă, să-mi bat piciorul. Prins 100? Hai că iau un pic pe aici. No, deci spor din pătrun. Spor din pătrun, dracului. Hai să-mi bat. Bă, nu știu dacă-l mai vând. Să-mi bat piciorul, mă, dar pe pula mă nu merg seara așa. Vai, ferească Sfântul. Băi, nebun coadul. Acum chiar l-am rezolvat bine pe setup-ul ăsta. O scurmă pe aici, e toți banii. Bă, nu știu, mă, oare filtrul ăla să-mi fi făcut niatea probleme, că tămurea motorul, că nu părea înfundat. Aia ce dâr am lăsat pe aici. Nu părea înfundat, da? Mă gândesc că pompița asta mică de vacuum să chinuie să bage benzină și prin ea. Adică să chinuie un pic benzina să treacă și prin filtrul de benzină. Era destul de mare. Așa e mult mai ușor ajunge benzina la carburatoare, că mai are mai pe direct cum ar veni. Bă, dar ce? Bă, deci asta e a treia. Nu, tată. Păi nu este animal. Dacă să-mi bat piciorul cu ăsta, merg mai mult 80% merg cu întâia. Băi, de mai ești pe off-road, nu mai zic. Dau și eu driftul dracului că o zbura de pe el, mincen. Bă, ce turbat e, mă! No, de vrea adrenalină, ies așa ceva.
dau și eu spre casă, că mi-a fost destul adrenalina, sincer. Deja cam enervez oamenii cu 114 prin sat. Trezește ăsta și morță. Nu, așa că e demers acasă. Cam atât a fost. Am oricum azi, dacă nu-l vând cât de cât să mi se merite, îl mai țin. Și atunci poate o să mai fac un video și când dă un pic de zăpadă, că până la urmă tot o să ningă. Să fac un video și când dă un pic de zăpadă, așa pe niște drifturi. Acum ăsta faci drifturi și pe asfalt, așa, numai că nu mă știu eu. No, deci cam atât a fost cu acest video, să închei și eu. Nu uitați să dați un like, un comment, subscribe, follow pe Insta dacă vreți. Și până data viitoare, eu vă doresc numai bine.